Am văzut că v-ați apropiat mai mult de religie, de Dumnezeu în ultima vreme. Eu personal am crezut și am procedat ca om care are frica lui Dumnezeu. N-a venit unul la mine să-i întorc spatele. Mă întorc la copiii ăștia, că vin toată ziua pe capul meu. Dar oamenii necăjiți, i-am ajutat și am crezut în treaba asta. Când am făcut aceste gesturi, am crezut în aceste gesturi. Dar nu erați creștin ortodox? Când vă știam că mergeați pe aici, la biserica asta de la Corona. Da. Creștin ortodox. Da. Păi v-am văzut acum, recent, la o adunare din asta, pe stadion. Da. La Penticostale. Penticostale. Da. Ne-a invitat Gagea. Ne-a invitat Gagea. Gagea e în credința asta a lor. Da. Și tot Dumnezeu e și acolo și eu tot pe Dumnezeu îl slujesc. Așa că m-am dus cu dragă inimă și îmi pare rău, îmi pare chiar foarte bine. Dar asta înseamnă că v-ați pocăit? Cu alte cuvinte. Poftim? Asta cu alte cuvinte înseamnă că v-ați pocăit dacă ați fost la adunarea aia acolo? Eu am fost pocăit întotdeauna. În sensul că n-am făcut rău la nimeni, dacă am putut să fac bine, l-am făcut și am făcut la foarte mult bine. Și de-aia m-am dus. Da. Și aveți de gând să mergeți în continuare la biserica lor, să frecventați biserica asta penticostală? Și dacă voi fi invitat și o chestie specială, o să mă duc. Pentru că aceeași credință au și ei în Dumnezeu, o am și eu. Și dacă suntem de aceeași credință, e normal să mă duc. Dacă sunt invitat, mă duc.